Salutare, dragi prieteni! Astăzi suntem la un nou vlog și vreau să vă spun ce am avut eu azi. Eu sunt răcită, azi am fost la spital și după aia mami a avut o treabă și eu cu Lumința m-am dus la un restaurant în filia și la restaurantul care este șeful la restaurant Enceanu și eu am făcut și poză. O să pun acolo pe poză la YouTube și o să vedeți. Și, Doamne, știți cât am mâncat acolo? Am mâncat pizza. Cum se numește, mami, înghețata aia? Înghețata portofel. Da. Și era chiar foarte bună înghețata portofel. Era foarte, foarte multă ciocolată. Și era și caramel peste. Și înghețata. Wow, prieteni, ce ochelari! Mami, sunt ochelarii tăi, nu? Da. Arăt bine? Da. Oricum, se vede prin ei vișiniu, știi ai? Da. Sunt chiar frumoși. Uite aici, parcă au semnul de, nu știu, parcă Gucci, nu știu cum. Dar nu este semnul, este doar așa negru. Sunt fain. Și scriți în comentarii dacă vă plac codițele mele spi care mi le-a făcut azi mami. Mie îmi plac. Ce zici, mami? Nu știu ce să zic. Mie îmi plac. Sunt foarte frumoase. Coadele sunt așa de aici și se numesc aceste codițe spic. Și așa le spun eu spic, pentru că așa se numesc. Și sunt chiar foarte frumoase. Nu este cum erau codițele alea, tot capul. Pentru că mami știe că codițele alea care mi le-a făcut. Prieteni, voi știți să faceți din servețele portofele. Eu chiar știu. Mami, să fac? Haide. Dă-mi servețele. Nu pot să fac și evantai. Dacă vezi, prima dată o să facem evantai. Prima dată trebuie să iau acesta așa. Trebuie să iau așa. Adică nu, trebuie să iau așa. Așa. Și după aia iau pe partea asta. Așa. Și după aia facem așa. Deci, eu acum o să fac un evantai. Și o să leg aici cu o hârtie, cred că. Vezi că nu e bine ce faci. Am uitat. Trebuie să iau așa. Încă o dată așa. 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 Acum e bine. Și o luăm așa. Așa. Aproape este gata. Mai avem un pic. Și este gata. Mami, acum trebuie să leg cu ceva aici. Nu, dă-mi că ți-arăt cum se face. Vreau să leg, știu. Ah, da. Bunicul m-a învățat și să leg la ele când le fac. Stai, mai trebuie să mai adăm o dată. Așa. Și stai să facem bine. Și un evantai. Chiar face răcoare. Nu este perfect, nu este făcut din coală. Da. Dar măcar a ieșit. Mami, tu știi să faci avioane din servițele? Eu nu știu. Nici eu. Da, hai să încerc. Deci, mami, eu știu că se lua așa. Prieteni, scrieți în comentarii dacă voi știți. Eu chiar nu știu. Asta se lua așa. Se face din coală, nu din șervețele. Nu mai încerca. Eu să nu mai fac nimic din șervețele pentru că nu mi iese. Mi-a ieșit un pic acest evantai. Este chiar foarte frumos. Prietenii. Mami,
știu ce seamănă acesta. Nu stă așa. Seamănă un din ăla. Un tunel. No. Că se bagă așa și vine pe aici. Seamănă un tunel. Astăzi când ai fost la patroană, ai găsit-o? Păi, mami, m-a întrebat de patroana. Da. Dar patroana nu era acasă, nu era nici alb, nici ursul, nici lumina. Era încă, dar dormea. Și am chemat-o pe Andreea după mine și a venit Andreea după mine și am plecat acasă. Păi, stăteam acolo în pat. Ce făceam singură dacă Anca dormea și toată familia nu era acasă? Oricum, Leo venea pe drum, pentru că mi-a spus pe drum. Pentru că patroana mi-a spus că am sunat-o. Da? Da. Și nu stăteam singură până vine Leo. De la București sau de la Pitești. Durea mult. Dura. Da. Și așa că am venit acasă. Poate merg mâine, când o să fiu toți acasă. Când o să fie. Când o să fie toți acasă. Ți-a plăcut de aici, nu? Păi nu prea sta mult. Păi avea treabă cu angajați. Da. Un angajat de acolo i-am spus să-mi aduce... Să-mi aducă. Să-mi aducă. Știți că acolo se fac din alea. Nu cocktailuri, erau din alea milkshake de copii. Și am cerut și eu, puteți să-mi dați și mie un milkshake de copii, fără cafea. Și el a zis, da, dar de cu ce, cu căpșune sau cu ciocolată? Eu am zis, cu ciocolată. Și când mi-a adus milkshake-ul de copii, mi l-a adus de căpșune și după aia nu mai l-am băut deloc, că mi-a spus că nu mai era ciocolată și mi-am comandat o limonadă și după aia a venit mâncarea și luminița acolo. Da. Mami, să știi că chiar era frumos azi. Am stat cu luminița. Atea story. Mai mergem? Da, atea story-uri a făcut luminița pe Instagram. Deci, nu puteam să mai mănânc mâncarea, că trebuia... Alina te sper dacă fac și eu un story. Eu spuneam, nu, haia. Și tu ai făcut story? Am făcut pe Facebook. Pentru că Instagram nu vrea să-mi facă tati. Adică vrea să-mi facă, dar îmi spune la telefon, păi când vine eu acasă să fac Instagram și când vine eu acasă, uite, nu mai face. Păi să faci mai. Da, da, când o să mai merg, când o să mai vine acasă, o să mă duc și o să-i spun, tati, fă-mi Instagram, pentru că nu vreau să fac story-uri pe Facebook. Eu nu prea sunt cu Facebook-ul. Facem acum, după ce încheiem. Da. Vrei să-ți fac eu? Da, nu știu, tata te-a zis că îmi face el. Ah, dacă vrei să-ți facă tati, nu mă bag. Nu, el a zis. Am înțeles. Din păcate, Alex e mai mare decât mine să facă. Da. Dar eu am doar 7 ani, Alex, știi cât are? 10 ani. Mulți înainte, Leonardo este cel mai mic. Da, pentru că are 5. Da. Sau 4, nu știu cât are. 5, că a făcut 5. Da? Da. Dar nici mine nu era acasă. Nu, nu era nimeni. Aoleu. Dar ce serioasă vorbești? Vorbești ea? Este la discuție aici. Da. Uite, îmi place lancisorul, că uite, o ia așa. Poți să te joci cu el. Da. Eu mi-am rupt. Mâine mergi la botez. Mine. Dacă mergi, tu merg. Și dacă nu merg eu? Nu. Mergi cu mine. Rămân și... Dorm? Dar mie îmi place să dorm. Mâine ne aranjăm, ne machiem, ne facem părul. Eu nu mă machiez. Nu te machiez, doar eu mă machiez. Sau poate nici eu. Și mergem la botez. Da. Da, să ne filmăm doar acasă. Nu mergem noi să ne filmăm pe la botez, pe la alea, să facă cineva între. Ne filmăm... Doar ne filmăm noi acasă. Ne filmăm acasă cum ne facem aranjăm. Facem parada modei. Nu, ne filmăm acasă cum ne coafăm, cum ne facem unghiuțele,
Cum se machiază? Eu am unghiuțele frumoase, mie chiar îmi place culoarea asta. Da, dar seamănă negru de la îndepărtare, dar ea de fapt este, este mov. Este mov. Este mov regal. Da, oricum, mami, eu... Păi da. Da, oricum, mami, nu o să filmăm la botez, să se supără oamenii care au făcut botezul, așa că o să facem cum ne coafăm. Cum da. Poate fac un pic unghiile cu lac, că nu-mi dau o șepele. Și cum se machiază mami și poate vine și Andreea și se machiază și ea și luminița poate. Și cum ce luăm noi pe noi. Eu chiar o să-mi iau tocurile, mami. Nu, no, nu ai voie. Ai sandăluțe, ți-am cumpărat Adidas, dar nu se ia Adidas la rochie. Da, ai sandăluțe. Bine, bine. Sandăluțe, deci nu mă las să-mi iau tocurile, e preferată. Nu ai voie. Bine, o să-mi iau mami sandăluțele și o să-mi iau, nu o să mai iau, cum se cheamă, rochia. Rochia cu paiete. Da, rochia cu paiete, o să-mi iau aceea care are astea pe aici. Bănuți. Aceea. Dar nu cred că ți-o dau pe aia, cred că ți-o dau pe aia care a avut-o la nuntă la Ronia, ai îmbrăcat-o doar o dată. Și mie îmi place tare mult. Și mie îmi place și nu știu unde. Am căutat-o și la bunica Anca. Nu e la bunica Anca, e sus la etaj la bunica Mândra. Unde este? Sus. Și ai și o chestie așa pe deasupra frumoasă. Ce vede era? Mâine cum te îmbrac, da? Da, dar unde ai găsit? Unde era? Uite, ți-am făcut și codițele sus la etaj, era la un mobilă la bunica. Ți-am făcut așa codițele, mâine o să fii creață toată. Da. Și nu mai ai nevoie să te coafezi. Da, mamă, și eu am căutat-o la bunica Anca și în camere jos și sus la etaj. Și sus la etaj. Alina este bolnavioară. Da, dar știi că nu știu să vorbesc românește. Păi o să înveți. Dacă mergi la școală și o să înțelegi, o să înveți. Dar, să mami, hai să spun eu ceva. Tu astăzi mi-ai luat multe training-uri și două perechi de Adidas. Pentru școală și școala doar nu începe acum. Și dacă începe mâine? Păi să le ai acolo. De ce școală? Școală, școală. Să înveți. Că și eu am învățat. Eu sunt a 11 și sunt și măritată. E, totuși, nu mă plictisesc la școală, să știi cum mă plictisesc. Cel mai frumos lucru, să mergi să înveți. Mami, să știi că nu mă plictisesc la școală. Cum mă plictisesc acasă. Păi vezi? Oricum, la școală sunt copii. Păi oricum la școală stau cum vreau eu, cocoșată și scriu acolo. Dar nu-mi place să stau așa cum o pune mami. Păi faci cocoșă. Așa stau așa la școală. Bine, hai să încheiem și ne vedem mâine. Cum ne machiem, cum ne îmbrăcăm, cum ne aranjăm. Da, deci, prieteni, cam atât a fost cu vlogul acesta. Nu uitați să dați un mare, mare, mare like! Dacă vă place Enceanu din Pozo, să ne dați un like. Da. Și să vă abonați. Și mulțumim pentru toate comentariile frumoase de la toți fanii noștri. Prieteni, nu fani, când avem fani. Da. Vă pupăm!